Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți din nou alături de noi, emisiunea de suflet la 6TV, Ortodoxia cuantică, suntem alături de dumneavoastră și vrem să vă ultimele ultimile uh, trăiri pe care le-am avut în, în liturgh, la liturgia cerească care am avut, într de denumirea aceasta este dată de participanți nu de noi, orice liturgie este cerească, dar această liturgie e făcută în creierii munților lângă Sfinx. E un proiect mai vechi, trebuia făcut de mult mai mult timp. E de fapt vorba despre recuperarea, recuperarea spațiului. Pentru că, ca să înțelegem bine, tot acest pământ incredibil pe care noi locuim, este un pământ sfânt. Nu este vorba numai de bucegi. Toată această zonă, acest areal în care noi trăim, este un mare, o curte interioară a unui templu. A fost și este consacrat pentru veșnicie. În aceste locuri, oamenii au fost deșertați din Rai. Deci, este un mare portal de unde omenirea s-a a, -a materializat și s-a răspunit pe fața întregului Pământ. A, nu are legătură că nu este cel mai înalt acum și orogeneza de munților Himalaya Erau mult mai, erau munți pitici, cum era acum, cum sunt cei ai Dobrogei, care și la rândul lor erau mult mai înalt de trei ori cât era cu vârful Moldoveanu. Și, de exemplu, Bucegi și toată Transilvania era, era fundul unei mări. <coughs> și toți care au, au trecut și sunt oameni munților au găsit prin stâncile de pe vârful munților, scoici încastrate în stâncă, coralii, cum am văzut și noi. Deci aceste lucruri dovedesc faptul și se știe acest lucru. Nu e o noutate. Mișcările tectonice și cum s-au înălțat sau au cu podișuri întregi. Problema este că indiferent ce era, fund de mare, era podiș, era la nivel, era o câmpie sau o munte, aici a fost pe aici a coborât omenirea. Vorbim de un portal, nu de un spațiu fizic. Spațiul fizic se condensează, el apare aici, dar până aici, el traversează acest portal, mai multe zone, registre de condensare. E posibil ca omenirea să nu se fi materializat imediat, instantaneu. Poate că oamenii s-au materializat în timp, mii sau milioane de ani sau sute de mii de ani, nu știm. Poate că primii oameni au fost jumate sau aproape invizibili, fiindcă ei erau mai mult în altă lume decât aici. Și până să ajungă să fie vizibili și uh, să, devină, uh, să se materializeze, ei puteau, așa cum spun legendele, făceau copii uh, prin puterea gândului, prin transmiterea morfogenetică a informațiilor, așa cum și Veceara Maria a născut. Se pare că au fost multe cazuri în istorie de genul ăsta. Omul a avut capacitatea inițială. De a-și transmite informația altfel, de a comunica, de exemplu, apropo de gnoze, de logos, altfel, glosodalia apostolilor, care era, cum a fost Apostolul Petru din foișorul Marcu, care a vorbit la 3.000 de oameni și a botezat 3.000 de oameni, Apostolul Petru, de exemplu, care era unul din cei mai necunosc, ignoranți dintre apostoli, avea o putere extraordinară imediat după prima Duhului Sfânt, ce a însemnat ca efect imediat Ducul Sfânt această vorbire în limbi, această capacitate inițială a omului, deci refacerea genomului instantaneu. Genomul divin, genul divin din om a fost activate și omul n-a fost supraom, uh, supra-om, ci a fost om așa cum a fost creat de Dumnezeu. Deci apostolii care aveau puterea de lega și de și a trimite Duhul Sfânt, nu erau decât oamenii care au fost la început creați de Dumnezeu, aceste au lor, fiindcă Adam a primit darul și puterea de a numi, de a da nume ființelor, animalelor, lucrurilor, a da nume, ce înseamnă? A da viață, a, a înzestra ca și rabinii un golem cu capacitatea de a se mișca. A, ce înseamnă în, în legendele sau în, în filozofia, în tradițiile amerindienilor? Când, când poți să îi dai nume cuiva, tu ești stăpânul lui? Când ai salvat viața cuiva, de exemplu, e stăpânul lui, și poți să-i schimbi numele? La fel era și cu Adam. El dând numele lucrurilor și ființelor, a devenit stăpânul lor în numele lui Dumnezeu. Asta au fost, asta au reprezentat apostolii. Redobândirea acestui chip de Adam Cadmon, de ființă umană perfectă. Despre de ce este important să înțelegem aceste lucruri? Recuperarea spațiului spiritual. Deci, nu vorbim. Vedeți noastră, de ce nu mai este ființa românii, ca națiune, nu mai sunt solidari, nu mai trăiesc, nu mai au viață? Sufletul în sine, acel egregor, acea entitate, acest spirit al națiunii, nu mai are viață. Pentru că el era legat indisolubil de relief, climă, de spațiul etnic, de legende, de trecut, de tradiții, de tot ce înseamnă realitate culturală, spirituală, dar și materială, de toată clima, toți munții, de aceste, aceste, această clima a creat doinele, pentru că alternanța de dealuri, văi, munți, ape, au creat spațiul acesta cultural, doinele. Din cauza acestui lucru, și, și cuvântul, și lingvistica este creată tot din acest câmp morfic al spațiului unde ne-am născut. Recuperarea lui înseamnă de a reda sensul spiritual care l-a avut înainte. De exemplu, megaliții, locurile unde înainte dacii sau strămoșilor, poftim că toți avem o alergie la, la dacism, strămoșilor se adunau acolo și se rugau lui Dumnezeu. În momentul în care noi spunem că noi suntem creștini și ei sunt păgâni și sunt ai satanei. Noi nu trebuie să, să distrugem ca și talibanii, ca și isis care au distrus uh, Petra, acel oraș fabulos. De ce? Fiindcă erau clădiri care erau făcute înainte de Mahomet și erau ale satanei și au distrus tot. patrimoniul UNESCO. Păi dacă nu suntem ființe supria, nu putem să decadem în halul ăsta. Spune că Sfințul reprezintă un simbol al păgânismului și că trebuie să-l exorcizăm. Este o aberație totală, totală, mai ales că se știe, se știe, iar mă adresez, din păcate, din păcate, nu mă adresez tuturor, ci un segment de oameni care sunt avizați și știu ceea ce spun și înțeleg ceea ce spun, dar, din păcate, ei nu sunt atât de... Ei, dacă știu, le spui, pe știni și noi. Și ce să... Deci, Sensul ar fi ideal dacă ai putea să schimbi mintea sau sufletul unui om care este încă, ca în politică, la votanți, sunt acei indeciși. Acolo este bătălia, la cei care știu deja și cunosc aceste lucruri, ne vorbim unii altora și ce folos, fiindcă nu putem noi, aceștia care suntem puțin să schimbăm, eu știu, mentalitatea planetară. Că dacă schimbăm doar o țară, iar mai sunt două țări care. Nu sunt, uh, sunt suverane și nu sunt uh, globalizate. Corea de Nord uh, și Siria, un pic ce mai rămas din ea. De aceea ele sunt ținte, fiindcă ele sunt acum, cum era înainte de Ceaușescu, care nu avea datorii, zero, era suverană și avea dreptul de a-și emite monede pe teritoriul țării, Așa-numita uh, suveranizarea a monedei naționale, senioriaj, în care venitul care ar fi numai pe țara noastră ar fi de 50 de miliarde de dolari dreptul de a-ți emite propria ta monedă. Acest drept îl are a, a o entitate artificială, în Lveția, o banca de settlements bis, a, așa, care băncile centrale, așa, ghilimele naționale din toate țările, sunt a, sucursale sucursale acestei bănci. Cu alte cuvinte, noi suntem o colonie. Clar. A, de ce toate se leagă? Pentru că vorbim de recuperarea sensul e pierdut, poftim același termen care avut, despre care vorbea și Dulcan despre recuperarea spațiului sacru care l-am avut, care este în acest pământ. În momentul în care te duci pe munte, muntele este un simbol, e simbolul Yang, al Tatălui, e Tatăl Ceresc. Nu există intermediari de pe munți s-au dat legile pe pământ. În Vechiul Testament, Sinai, poftim, muntele Tabor, în Noul Testament, sunt muntele fericilor, noua lege a Lui Hristos. Blestemul și binecuvântarea, Ebal și Garizim, cei doi munți, tot ai Vechiul Testament. Deci, polarizarea unei legi unice, care face 10 porunci, dar în timp s-a pierdut puterea, tăria, energia, frecvența unică, conștiința unificate, care a captat, a primit informația celor 10 porunci, a decriptat-o pentru o conștiința unificată, dar în zona de recepție, unde oamenii erau pe vibrație foarte joasă, ei nu puteau percepe conștiința unificată. De aceea au făcut vițelul acela de aur. E un simbol și acesta, materialitatea. Ei nu puteau primi informația acea înaltă. De aceea, primele table au fost parte și a dus altele care să fie polarizate. Și atunci s-a urcat Moise, s-a dat, s dat binecuvântarea pe Ebal, doi munți, pe bal și Garizim, pe unele blestemul și pe alta întâi binecuvântați și pe altul blestemul. Binecuvântați cei care plinesc poruncile, blestemați cei care încalcă poruncile. Deci din start polaritate. Pentru că așa erau oameni atunci, așa puteau să înțeleagă. Din păcate, la ora, la ora actuală, pe aceeași vibrație sunt majoritatea. Polaritatea acesta și râului, a și răului, lucrurilor de întuneric și lumină, neștiind că toate sunt în același punct, se întâlnesc vârful muntelui. Despre ce vorbeam, despre acest de talibanismul care este la ora actuală antidacism, antineopăgânism, cum spun ei, uitând că există o icoană cu Maica Domnului de la Muzeul de Istorie, de, 4500, de 4, peste 4.500 de ani, în care au fost șocați toți. Cum? Este mai Domnului? Nu, că este că Nu cont imaginea aceeași, arhetipul, vreau să spun. Apoi, o, o biserică în piatră de șapte mii și ceva de ani, de la Ineu, în Maramureș și unde acolo se află în, în, pe piatră gravat chipul Tatălui și al Fiului. Foarte interesant, identic, Hristos și tatăl în ceruri, care nu era mai ulterior, mai, mai târziu, S-a dat acest și porunca lui Moise: să nu se facă chip cioplit. Deci oprit de nu trebuie să fie zugrăvit Și acum, în uh, bizantină, este interzisă zugrăvirea chipului Tatăl. Orice icoană se consideră un fel de abatere gravă, chiar și a uh, iconarilor uh, ruși, care întotdeauna pictează chipul tatălui într-un triunghi, porumbelul, Duhul Sfânt și Hristos la teofanie, la botez. Dar chipul tată nu este interzis să se zugrăvi. El e doar o voce, nu s-a văzut niciodată. Porumbelul este și acesta la limită, că e și făcând, fiind invizibil, dar prin el se spune că a fost un porumbel care s-a așezat pe creșterul Hristos după, după botez porumbelul Păci este un simbol, este un simbol, dar tatăl niciodată nu poate fi zugrăvit. Pe când pe această uh, biserică, acum șapte mii și ceva de ani, era chipul tatălui zugrăvit. Să nu uităm totuși că la Manvri există acea icoană a Sfintei Trime, Doamnei Rubliov, în care sunt trei îngeri care s-au așezat la o masă, vorbesc cu, cu Avram, să-i spună că despre, vorbesc despre Sara, că va avea copii și despre tot noi nu știm până la urmă ce le-a spus. Biblia spune lucruri puține, dar poate că i-a spus tot viitorul omenirii. Și această întâlnire, Rubliuvă, pentru o revelație extraordinară, un, un, un pictor care picta în post negru și care de la el se știa asta, că niciodată nu zugrăvea ochii lăsat tot timpul ultimii, și, în general, în funcție de rugăciunea și de postul lui, acei ochi, în ultima zi, se pictau singuri. Apăreau ochii A, și, din start, acea icoană devenea o icoană făcătoare de minuni. Așa se făcea icoane făcătoare de minuni. Aceste icoane niciodată nu se sfințesc. Le sunt sfinte de la sine. Cum se sfințește o icoană făcătoare de minuni? La fel și simbolul crucii. S-a făcut apărul rugăciunii Molivenic, foarte greșit acest lucru. Nu ai cum să sfințești, n-ai de ce este absurd, este aproape ca o erezie, să simțești o cruce. Crucea nu se sfințește sfântă prin sine, prin simbolul ei. Simbolul sfințește crucea. La fel și icoanele. În vechimele nu se sfințeau. Sigur, erau ținute în, eu știu, în zone sfinte, în unde, înainte de a să fie, înainte de a apărea bisericile. În locul în se făceau slujbe, erau ținute și acelea erau considerate sfințite prin prezența lor la, la taine, la rugăciune. Dar nu era nevoie de rugăciune pentru a se sfinți. Ele erau pictate în sine de oameni sfinți care, în momentul în care se pictau și singure, cum a spus cu ochii, ele singure se sfințeau. Crucea la fel. Și crucea, sculptorul care sculpta în lemn o cruce, la fel ca pictorul, trebuia să țină post negru, trebuia să aleagă un lemn special, trebuia să aibă un vis al cuiva, mai Maicii Domnului, la Dumnezeu, care spunea, pomul acela, îl vei tăia și îi face nu știu ce cruce sau icoană și în momentul în care le sculpta din mâna lui era ca un foc care când timp ce lucra era încărcat acel obiect cu, de la Dumnezeu cu putere extraordinară și acea, acea cruce era sfințită prin simplul act al creației crucii, simbolul crucii, acea cruce era sfințită. Nu poți să o sfințești. Ulterior a apărut rugăciuni pentru că era nevoie de ritualuri, de lipsa de credință a oamenilor care vreau ca o întărire a credinței lor, așa cum întotdeauna în cei care sunt avizați, se rugăciune sfințire a bisericii, dacă cumva au intrat oameni care au lucrat pe acolo, au reparat ceva și trebuie să acolo, adu Doamne înapoi sfințirea dinainte, așa, și spune acolo pentru, și îndepărtează, Cugetul nostru, lipsa noastră de credință, cu alte cuvinte, și cel care a creat rugăciunea a avut o rezervă și a scris acolo, mai mult în sfințește pentru cei lipsiți de credință, pentru conștiința noastră, pentru faptul că noi, mintea noastră, încrede crede că s-a pierdut sfințenia lucrurilor, nu în sine că nu mai este sfințit. Deci este foarte interesantă nuanțarea aceasta a rugăciunii, deci arată clar. Dumnezeu sfințește, nu omul. Și în momentul în care tu te rogi, într-un anumit loc, uh, Ioan Maximovici avea într-adevăr o măturică, când făcea liturghie, măturică era ca un fel de solomonar, de scântec popular, când mătura să îndepărteze prafumizile entitățile, ducurile, răutățile, amprentele, de orice fel, sigur că la știma asta, mătura trebuia să fie uh, naturală, din, uh, apropo de fractal, de, 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 uh, de forma ei, trebuia să fie naturală, trebuia să fie din pai, nu? Din plastic, a, așa mai departe, și acest viu, deci energia organică aici, că trebuie să fie vie, nu a, sintetică, a, intra într-un fel de rezonanță cu câmpurile locului și armoniza câmpurile locului pentru a se zăvârși liturgia în acel loc, spațiu. Sigur, putem folosi acest, dar în sine, a da cu e una, dar sfinții acel loc îl sfințește Dumnezeu prin rugăciunea omului direct către el, nu o rugăciune de sfințire. Deci tu când te rogi la Dumnezeu, se sfințește locul în jurul tău. Dar nu e nevoie să te rogi tu, Doamne, sfințește acel, ca de parcă Dumnezeu n-ar ști sau oricum la efectul secundar al actului consacrator de orice fel de rugăciune ar fi efectul secundar este sfințirea acelui loc. Dar aceste lucruri le cunosc cei avizați, iar ceilalți probabil că nici nu interesează, așa că noi intrăm direct în subiect. Problema muntelui. Muntele este simbolul lui Dumnezeu Tatăl, este o icoană. Muntele este icoană, nu este păgân, sub nicio formă, este icoana Dumnezeu Tatăl. A, când în erau considerați păgâni, cei care urcau în văi sau în munți și aduceau jerfe zeilor. Păi, problema lor, așa cum și în munți, și unde am fost noi la megaliții din Bucei, de exemplu, am fost și în alte locuri, dar aici am reușit să urcăm pe ei și am văzut că un lucru uh, 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 comun tuturor megaliților este că deasupra se afla o, o adâncitură, o gaură, din care porneau niște canale, niște alte mici și se ramific, ramificau prin interiorul stâncii, jos de tot în formă levogire, ca niște canale unde de pe acolo cu apa, se scurgea într-un fel bazin de colectare undeva jos și se presupune că acelea sângele jerfelor umane. Bun, presupunând că e asta și că nu este apa de ploaie care este apa în zona ce este energizată, ionizată și mai departe, magnetizată și că în acea apă avea proprietăți dacă trăia și cea prin megaliți. Putem presupune multe. Legenda spune că, spune că au fost și jerfe umane. Dacă s-a întâmplat asta și presupun că s-a întâmplat, fiindcă sunt și amprente foarte urâte în zona aceea, înseamnă că de aceea s-a oprit și preoția dacilor, pentru că ei au coborât mult în vibrație, în conștiință, inițial și au pierdut, n-au mai păstrat învățăturile lui Zamonse, care erau învățături belagine, legile frumoase, un de viață, de lumină, de prosperitate, de bucurie, de elevare spirituală, de manifestare a luminii și a, a divinității din, din oameni. Dacii erau cei mai drepti și mai vitești dintre traci. Ei nu aveau conștiință în semantica, în cuvintele, în lingvistica lor. Nu exista cuvântul de păcat, nu exista cuvântul de depresie, de exemplu. Nu, știu, nu știau ce e aia. Ei, ei erau în lumină tot timpul, drepți și vitești. Ei nu -o știu, cunoșteau frica. Pentru că nu aveau ce să se teamă, fiindcă erau tot timpul în lumină, erau îndreptate, erau oameni drepți, puternici, viteji. Indiferent să zicem că mai greșeau ei, că se foloseau și băuturi pe vremea aceea și oamenii mai greșeau, mai nimereau seara când te întorceau acasă alte uși. Și se întâmplau lucruri neplăcute, în pentru unii, plăcute pentru alții. Probleme că aceste în păcate, nici nu le considerau păcate, adică uh, ei erau ca niște cahile, ca hercule, erau uh, spiritele pământurile, ale, ale, erau manifestări telurice în lumina Dumnezeului. Deci era pământ sfințit. erau ei plămădiți în, în așa fel încât orice se întâmpla, orice era prin ei se manifesta Dumnezeirea. Poftim roada păcatului în ghidime, între David și Batseba, care era soția lui Urie, prietenul lui David, I-a plăcut de nevasta acestui general și pe prietenul lui, orbit de dorința de a avea acea femeie, l-a împins pe om și l-a omorât. I-a luat femeia. poftim, este o crimă capitală. Sigur, dar din această crimă a ieșit Solomon, care a creat ce a creat în istorie și templul și așa mai departe, din această iubire. Uh, sigur că de ce n-au știut să negocieze? Dacă ar fi avut mediatorii din ziua de azi, rezolvau probleme pașnic și eficient și rentabil pentru toată lumea. Păi dacă ar fi negociat cu urie problema asta, poftim să zicem că n-ar fi înțeles. Dacă era de înțeles, Baceba și ar fi ținut discretă, discretă relația, iar ar fi găsit o soluție, că soluții existau, întotdeauna există soluții. A preferat să taie nou nodul gordian decât să l desfacă. Aceste lucruri, ca să înțelegem, sunt relative. De aceea am zis, până la urcușul pe vârful muntelui, ăsta e simbol. jos e polaritate, e conștiința, e ce înțelegem noi, tot ceea ce vedem și înțelegem în acest spațiu Revelațional, bazin Revelațional, este polarizat, este conflictual. Și noi suntem în conflict cu noi înșine, cu cei din jurul nostru care credem că sunt alții decât am fi noi înșine, cu toate că noi înșine suntem toți. Așa? Că vorbeam în emisiunea trecută despre Max Planck și de faptul că el a descoperit microcosmosul și infinitul. Infinitul din fiecare din noi. Deci infinitul nu poate să fie mai multe infinituri. Infinitul tocmai asta, Definția, este un singur infinit. Deci dacă infinit este în mine, în tine infinit, deci noi suntem un singur infinit cu alte cuvinte, o singură ființă. Foarte simplu. Suntem o singură ființă infinită. Cine este infinit? Este Dumnezeu. Deci noi suntem în mijlocul lui Dumnezeu și acest lucru l-au descoperit savanții în ultima vreme, <coughs> acum vreo cinci ani, uh, sigur că la Universitatea din Stanford, așa-numita teoria orchestrală-constructală, The Orch. Uh, orchestrală-constructală care spune că în interiorul nostru se află lumină, și aici, apropo de biofotonică, mereu repet, prietenul meu, Traian din Rostănciuleț, care vorbește despre biofotonică și reprezentantul, promotorul biofotonice în România și care chiar are cursuri, deci predă această materie. Deja este o materie, se o predă la o facultate din Statele Unite, exact cu acest subiect, biofotonica. Carl Popper, care este cel care a inițiat-o, s-a cunoscut și i-a spus, fără înțelegea, fără uh, detaliile care le-a adus uh, Stănciulescu, biofotonica pe care a conceput-o inițiatorul, într-adevăr, uh, n-ar fi a, nu și-ar fi împlinit rostul uh, semantic, n-ar fi fost perceput, n-ar fi fost posibil de a fi uh, exact ce spunea Einstein de teoria câmpului, unificate. Mai lipsea o verigă mică ca să se întregească totul. Acum biofotonica este uh, reprezintă tot. Explicarea a totului este o cheie a întregii uh, existențe, a întregii realități materiale care ne înconjoară. Uh, apropo de biofotonică, de asta vreau să vă spun. Uh, conflictul dintre noi, Percepția lucrurilor uh, separate și diferite uh, ne face să percepem lucrurile în afară. În momentul în care urcăm muntele, aproape de biofotonică, în, descoperim în această teorie orchestral-constructală, uh, uh, orchestra, orchestral descoperim că ceea ce este în noi se află în tot Universul. Și aici este o altă teorie a lui uh, 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 Stuart Penrose Hameroff, care au descoperit că la limita Universului există o radiație relicvă care este identică natura ei cu această lumină descoperită în noi, aproape de biofotonică de care am spus, această lumină care se află unde? În structurile cele mai intime ale axonilor și dendritelor pe interior, noi spune că se transmit informațiile, celulele nervoase către exteriorul corpului, din celulele la margine, la periferie, se transmit prin microcurenți, biocurenți. Este total greșit. Acești biocurenți învelesc mielina sau sunt la, la exteriorul axonilor. E ca un câmp de inducție creat prin uh, mișcarea cu viteză foarte mare. Este un câmp de energie creat sau microcurenți creați de mișcarea Fotonilor pe interiorul axonilor, pe acolo se transmite informații exact cum ar fi fibra optică, laserul din fibra optică. Și acea lumină de interior, acel laser biofotonic, are o, natură, o frecvență specială. Mișcarea lui viteza lui creează acest câmp magnetic în jurul omului, dar lumina aceasta, este natura ei, frecvența ei, este identică cu acea radiație relicvă de la marginea Universului care Este tot ca un fel de lumină, radiație religvă, așa este numită, de la începutul univ creației Universului. Adică, e o explicație cumva paradoxală. a spus că este o radiație misterioasă, adică nu pleacă, nu vine, nu se știe de unde a apărut de acolo, de când. este, este la început Universul se cunoaște, atâta se știe, dar este identică cu natura. Practic, a Sufletului Uman sau a vieții, a suflului Vital din Om, adică a biof, bio, biofotonice, laser biofotonic, de, de natură de laser, nu este o lumină difuză, ci este un laser, laser cu totul altceva. Cu alte cuvinte eu imediat au dat denumirea acestei lumini sau relații relicve protoconștiință. Deci protoconștiința care se află la magia universului este identică cu conștiința omului care îl părăsește pe om, se pare că are vreo 21 de grame în momentul în care acea mare a fost unii savanți destul de sadici care au cântărit omul în momentul când a murit. Curiozitatea lor, într-adevăr macabră, a dat niște răspunsuri fabuloase a științei, și într-adevăr toți au fost șocați când au observat că orice om, în momentul morții, se ușurează instantaneu de cel în jur de 21 de grame, care au zis că acesta este Sufletul. Dar nu este Sufletul, este o energie cuantificabilă, aproape de cuantă, adică măsurabilă, care reprezintă această cantitate de protoconștiință un suflet vital. Sufletul este altceva, este, este, nu este material, este de altă natură, este, este, el este creat după logii, logii, sufletul este un proiect al lor care se află din veșnicie și cu totul și cu totul altă n are legătură cu această, această protoconștiință. Ce vreau să vă spun? Muntele, revenind la el. Urcatul pe munte, <coughs> Se face prin rezonanță, se face printr-o alchimie interioară. Trebuie să înțeleagă orice pelerin, fiindcă oamenii de munte sunt pelerini, că știu că nu știu că îi conștientizează sau nu, urcatul pe munte este pelerinaj. Nu contează pe ce munte. Fiindcă omul, fără să știe, fără să-și dea seama, involuntar, întotdeauna, atunci când urcă un munte, este înfiorat de un. Există o teamă, indiferent cât de multă curaj avea, este acea, nu știi ce te așteaptă, muntele să știe că își cere jertfă întotdeauna. Pentru că nimeni din cei care au avut accidente, mai mult sau puțin grave, nu au consacrat drumul lor, nu au uh, contactat, Spiritul muntei nu s-au rugat lui Dumnezeu să le fie binecuvântat drumul. Fiindcă întotdeauna cei care se întorc de la Munte se schimbă. Nu mai sunt niciodată cei care au plecat atunci. exact ca în urma unui pelerinaj, un pelerinaj care a fost încununat de succes. Întotdeauna cel care se întoarce de acolo este alt om. Schimbarea este profundă și irreversibilă. La fel și muntele. Cei care consacră și merg la munte în acest fel, ei sunt binecuvântați, nu vor păți nimic, fiindcă ei, ei nu urcă ei. Ei urcă muntele interior. Acesta e secretul. E involuntar, tu, dacă urci corect un munte, tu folosești acel urcuș exterior pentru a te ajuta și a conștientiza în a urca muntele interior, este secret. Te folosești de o pârghie exterioară pentru a influența un urcuș interior, prin alchimie. Această alchimie constructală, apropo de Adrian Bejan, această alchimie constructală te ajută ca să evoluezi spiritual spre mântuire, spre vindecare, care e conceptul greșit între mântuire și vindecare. Niciodată oamenii în timpul lui Hristos nu au fost vindecați. Hristos le-a iertat păcatele și prin iertarea păcatelor s-au vindecat instantaneu, spontan. Dar nimeni nu s-a gândit și nu vrea să gândească aproape de medicină. De ce nu vor să înțeleagă? Fiindcă vindecarea unui ține de păcatele lui, de sfințenie, de îndreptarea lui, atunci el se vindecă cu adevărat, ca în momentul în care tu, de fapt, îndepărtezi de niște simptome ale unei boli, tu doar simptomele le atenuezi fiindcă că boala rămâne boală, nu există, există o singură boală, boala Sufletului, boala îndepărtării de Dumnezeu. Atât, dacă rezolv problema asta, restul dispare de la sine, că poate să ia, după Gaston în sens care a mai spus, 16 stadii, 16 tipuri de boli pot migra, pot să se manifeste în interiorul omului timp de 2 ani, de zi, cât timp el este deconectat de la Divinitate și de la Adevăr. Dacă rezolv problema întoarcerii la Dumnezeu și la dreptate, Boala nu mai există. Spontan. Acesta este și rostul muntelui. Urcarea pe munte, urci, indiferent pe ce cărare, pe ce potecă, ajungi în vârful lui. În vârful lui trebuie să ajungi cu conștiința unificată. Nu mai există contrarii, nu mai există conflict de niciun fel. Nu mai există gândire polarizată. Acolo, în vârf, tu te-ai apropiat de tronul Sfintei Trăimi al Creatorului, al Tatălui prin excelență, fiindcă în vârful muntelui de acolo și Hristos a predicat și a dat legile, a dat cele nouă fericiri. Din vârf de munte a coborât Moise spre a da legile cele 10 porunci. Dar Hristos n-a coborât din munte să dea poruncile de pe munte, fiindcă El aparținea muntelui, El era identificat cu Sfânta Trime. Din vârful muntelui a predicat. Moise n-a predicat din vârful muntelui, fiindcă el nu făcea, era un profet, el a coborât de acolo și a coborât la oameni și le-a dat legile. Pentru că el era doar un profet, nu era însuși Dumnezeu. Aceste nuanțe trebuie văzute foarte corect. Toți cei care vor merge la munte în felul acesta vor fi binecuvântați. Efectul este, mai ales că în munții noștri, majoritatea, nu există vreun munte. Orice munte mai mare, de 2000 de metri este un munte sfânt la noi, munte pe care urci, și în momentul în care ai urcat în felul acesta, te schimbi pe interior, se schimbă polaritatea, se schimbă chiralitatea, adică modul de, de, de așezare a moleculor în structurile vii, chiralitatea moleculor om omului, se schimbă torusul care e interiorul moleculei de viață se schimbă enantiomerii, spinul, rotațiile, vogire a celulelor vitale în om care se impregnează și atrag lumina, deci capacitatea de a absorbi lumină pe care noi o avem în funcție de urcușul pe munte. Unii oameni se bronzează mai repede, alții se ard, alții mai puțin se ard. Cei care primesc lumina soarelui fără să se ardă, sunt oameni care și-au schimbat polaritatea lor și s-au adaptat luminii, pot să se hrănească cu lumină. Sunt oameni care privesc fără probleme, privesc soarele fără să-și strice, fără să-și distrugă retina, care pot sta în soare oricât fără să se arde deloc. Oameni care și-au schimbat polaritatea și-au schimbat structura moleculară a corpului. La așa ceva mă refer la cei care ți post, se roagă sau știe să urce un munte. Muntele pentru asta este făcut. Niciun fel de munte, nu numai bucegi care e un portal și un este... Un, una este e, dai, e o poartă, e poarta raiului. Dincolo de bucegi este raiul. Sigur că sunt străjeri cumpliți, înfricoșători, dacă cumva te duci noaptea oriunde, la Sphinx, la megaliții acestea fabuloși, la cele zone care chiar sunt periculoase, dacă te duci noaptea, te vei întâlni cu acei paznici care pot lua diferite forme de urs, dar urs de 3-4 ori mai mare decât orice urs l-ai văzut vreodată, sau de lup, lup care este înalt, mare cât un om, deci peste 1,80. nu sunt lupi obișnuiți, sunt lupi care nu mârie, nu te mușcă. Ei decât te privesc și îți transmit avertismente. Depinde de tine dacă înțelegi sau nu. Niciodată nu te va ataca vreun urs sau un lup. Nu contează ce spirit este acolo. Nu te va ataca dacă tu ești în regulă. Niciodată. Ele sunt spirite păzitoare. Deci toți oamenii, toți oamenii de munte au întâlnit asemenea lucruri. Toți au întâlnit potecile acelea care te duc spre pierzanie, pentru spiritele slabe și pentru cei care nu se duc cu respect față de munte. Muntele respectat. Muntele este o icoană. Deci, repet, apropo de neopăgânism, muntele nu este Dumnezeu. Așa cum icoana nu este Dumnezeu. Așa cum o statuie, nu contează cu ea, Fecioare mare să vreun sfânt, nu este Dumnezeu. Ele sunt uși. Tu când vorbești cu cineva, prin intermediul telefonului și îl vezi pe el, nu înseamnă că telefonul este acea persoană. Tu prin telefon îl vezi pe acea persoană. În... Nu bagi telefonul în buzunar și l-ai băgat pe acel om în buzunarul tău. Cum mulți dintre noi cred că poate să posede pe cine să-l facă, să-l bage în buzunar. Nu! Muntele este o, o poartă, o fereastră, este o ușă către Dumnezeu Tatăl. Deci nu către intermediari. Muntele reprezintă pe Dumnezeu Tatăl prin excelență, Creatorul nostru al tuturor. Părintele Sfânt sau Moș Timp, cum numeau Daci, Moș Timp. Nu e vorba de cronos, sau ulterior s-au deformat și sau, uh, s-au asociat imagini, personaje din zeitățile Olimpului care nu au nicio legătură, sunt un pic împrumutate la Traci, sigur că da, cum a fost Apollo, dar nu au nicio legătură cu uh, Spiritul muntele original, cu acest uh, popor ales care este urmașul nefilimilor, îngerilor, cele 200 de veghetori care sunt ro românii, vlahi ulteriori, sau daci cei mai vitești. ei din aceștia se trag. Uh, religiozitatea și spațiul sacru al lor nu a împrumutat, nu a folosit niciodată zeități au fost împrumutate ulterior, local, gebelezii sau alte zeități sau bendi sau așa mai departe, care, dar n-au nicio legătură cu spiritualitatea lor. Dacii venereau decât numai și numai, că erau monoteiști, decât pe Dumnezeu Tatăl, muntele îl duceau către Creator, moș timp. Atât numai, că ulterior s-a asociat cu Cronos, n-are nicio legătură cu sursa inițială. Belaginele erau adresate nici unei zeități Demeter sau Bendis sau Gebelius niciodată, deci erau adresate creatorului, unui singur Dumnezeu a, a apărut creștinismul ulterior și a apărut Sfânta Trăime dar raportat tot la un singur Dumnezeu și tot la creator Când în interiorul Sfântei Trăim prin pericoreză, persoanele Sfântei Trăimi își împrumută atributele unei alte și folosesc manifestarea divină lucrările sunt diferite dar ele sunt lucrări, sunt exact cum ar fi un om erudit știe să bată, nu știu, sau este multifuncțional, gospodarul de acasă, bate un cui, dar știe să și strângă, nu știu, o instalație, dar știe să repare și o telecomandă. înseamnă că dacă știi să schimbi o la telecomandă, nu știi să pui și un cui la, la ușă. Asta este alt specialist. Bine că a luat o razna în străinătate, sunt pe ai voie să-ți repari garajul, că primești amendă, trebuie să vină un specialist pentru așa ceva. Să, așa se întâmplă, adevărat. Noi vorbim de lucruri normale. Ori în religiozitatea dacilor exista atât Dumnezeu, Tatăl, Moș, Timp. Atât că de acolo a venit Crăciunul și mai departe și și-a împrumutat aceste imagini și creștinismului care oricum este transcend de timpul și creștinismul care vine de la Crăciun, de la creștin, de la Hristos, dar care Hristos a apărut, v-am spus, șapte mii de ani, Într-o biserică de piatră din Ineu, și că este. o să spună: pe Nu, că s-a dar de unde știm noi? Că s-a întropat și avem Hristos pe pământ doar că la prima vremii Galatei 4 cu 4, doar aici, acum 2000 de ani. De ce? Credem noi acest lucru. N-am mai fost Hristos înainte pe pământ. De ce? N-a avut interdicție, nu. n-a avut viză. Era grădina lui, era creația lui, putea să ne când vroia el. Nu trebuia să ceară acordul omenirii pentru așa ceva. Să nu uităm la. Uh, cele persoane sunt, bine, o spun că sunt îngeri. Sunt uh, cei trei îngeri de la Stejarul Manvri. Pun persoane sunt ei treimi. Dar toți sunt de acord că, bine, sunt a trăime. Ce sunt a trăime? Adică și Hristos, inclusiv. Inclusiv. Și China, Duhul Sfânt, s-a manifestat uh, uh, evreilor în decursul uh, celor 40 de ani cu un stâlp de nor ziua și un stâlp de foc noaptea. Poftim manifestarea Duhului Sfânt și China, nimic altceva. Deși Duhul Sfânt a fost înainte pe Pământ, deci n-a fost și Hristos. Deci a fost și El. Și e clar că a fost pe Pământ, în decursul timpului, spre a îndrepta, spre a lumina, spre a învăța omenirea, pe parcursul evoluției ei. Deci este incontestabil acest lucru, fiindcă sunt dovezi. Chiar și Credința și religia noastră o recunoaște. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e clar că acest creștin s a fost precreștin la daci. De aceea și schimbarea lor, adoptarea credinței creștine a dacilor, s-a făcut spontan, fără niciun șoc emoțional. Dar cum, ne gândi, cum a fost posibil? Gândiți-vă, s-au descoperit paloșii săbi dacice. 50-100 de kg, uriașe, gigantice. S-au presupus că toți dacii luptători erau peste 2 metri, 2 metri jumate, erau imensi. Aceia care erau în timpul lui care a făcut țândări pe perși. Mă refer la acea perioadă, înaintea lui Burebista. Dacii erau foarte, foarte războinici, foarte puternici, chiar dacă erau drepți. Erau un fel de forțe ale naturii, dezlănțuită, cum că era românul frate cu codru, pe vlac ulterior, copilul mic al dacilor, dar daci înainte erau celebre luptele lor cu urși bruni, care au similar urși pe perioada aceea. Cine a fost în peștera de a văzut în acel craniu al ursului, deci ursul acela de peșteră era mai mare decât ursul grizzly care se știe, cunoaște acum la amerindieni. Era mult mai, mare, era dublu, era gigantic, era ca un, să zicem, un elefant. În acesta pitic, deci era cât un elefant, un urs. Iar dacul pe vremea aceea se bătea cu ursul. Ca să înțelegi, u acel urs, nu pui de ursuleț de pluș. Acel urs cu care ei când luptau cu respect de multe ori, e, da, și nu se luptau ca să o mare, de multe ori foloseau urșii. în, în luptele lor erau folosite ca arme, sunt lucrări în care le recunoaștem un eminent, o forță a istoriei George Cadar. De ce, de ce nu se aduce în prim plan? De ce se feresc toți de această uh, forță academică? Pentru că dacă l-ar primi, dacă li s-ar da accesul pe sticlă sau, mă rog, în spațiul public al eminentului istoric George Cadar, ar înroși instantaneu și s-ar băga sub masă și mari eminenți academicienii noștri, și Giurescu și Stolnici. Pentru că ce de și a descoperit și, cu o forță imbatabilă și cu o convingere indubitabilă, reușește ca dar să convingă faptul că tot ce s-a până acum, sau au, au numit așa numiți dacopați, pentru că un Săvescu mai mult a discreditat mișcarea sau mă rog, iubitor de istorie care au recunoscut Dacia și dacismul ca pe ceva nobil, a discreditat pentru că a creat un fel de, de mișcare mai mult de cena cu flacăra, de distract, entertainment, decât de studiu științific real. Și în lipsa acestei cunoașteri academice, acestei cercetăți științifice, care e necesar pentru a schimba paradigma unor trei generații care au învățat greșit despre istoria noastră, îți trebuie multe deci, elementele de biografia și uh, instrumentele științifice trebuie să fie foarte, foarte precise și foarte puternice ca să poți schimba așa ceva. Și atunci, ei n-au reușit. Dintr-un impuls inițial nobil și corect, au ajuns să discrediteze mai mult mișcarea dacică. De aceea și... Uh, detractorii uh, dacismului, un goia și în care sunt în uh, prim plan contra acestor mișcări, uh, nu au avut de-a face cu un George Kadar, că dacă ar fi avut de-a face, s-ar fi rușinat toți. Vă repet, o forță teribilă, Dacia Magna, căutați undeva lucrarea asta și o să fiți înfricoșați pur și simplu de descoperirile și de uh, cum spun, de fundamentul științific al acestor descoperiri și acestor, acestei noi istorie, adică de fapt istoria neocultată a neamului nostru. Este fabulos ce spune acest om. Păcat că nu ne este, că e clar de ce se, e aproape interzis George Cade, de ce se interzice această, această cunoaștere adevărului. Pentru că dacă s-ar afla, am fi obligați cu toții să schimbăm mâna de istorie, să introducem istoria adevărată, și asta ar deranja foarte, foarte mult pe cei din vest care au pretenții teritoriale. Logic. Personal am fost de față la un sit arheologic în anul 88 în sebeș, unde se făcuse o, o lucrare f -f -f fabuloasă. Deci, s-a descoperit, descoperit pur și simplu margine unui cetăți fortificate, unei orașe unei, eu considera că este o, o, capitală a unei zone, fiindcă era prea mare și care depășea ca mărime orașul Caransebeș de atunci. Era mai mult, au săpat în mijloc, au în mare și au văzut că, că, se extinde acest oraș dincolo de frontierele orașului care era și Era mult mai mare. Și în mijlocul orașului, că aici am intervenit directorul muzeului de atunci, care nu era de etnie română, nu pot intra în detalii, și a făcut presiune uriașă la București ca să închidă instantaneu, cât mai rapid, situl săpăturile, pentru că descoperise un următor lucru. Erau acolo catedrale și biserici exclusiv ortodoxe. Vorbim de anul 1000, între 900 și 1100, exact în perioada Imperiului Asăneștilor. Ei aveau capitolat Târnovo, dar uitați în zona la Caransebeșului, era o cetate uriașă, arăta o civilizație înfloritoare a dacilor ortodoxi, dacilor ortodoxi, anii 1000, și care vorbeau exact cu scrieri identice, scrierile, că cea că nu aveau scrieri dacii, identică, caracterele din Codex Rohanții, pe care Maria Gimbuta s-a reușit să traducă și așa mai departe, s-au tradus o parte din ele, s-a închis total. S-a interzis uh, studiul, s-a interzis uh, index librorum Prohibitor, Ce face Vatican? Interzice cunoașterea. Și pe dacă i a intrat pe lista nu mai acces nicăieri. Așa s-a și cu codex Rohonții și cu toate, și cu uh, tablele de aur, nu alea de plumb, alea de aur de la, de la Sinaia, cu tablele de la Tărtăria, nu se mai asumă, cu cutenii în partea alaltă, iar alte și acolo și tot așa, scrieri vechi de peste 7.000, 8.000, 10.000 de ani cu cutenii, vorbim de o istorie uriașă, antică, de uriași, de, de uh, dinozauri din zona Devei, sunt lucruri care se știu, se cunosc, dar nu se dorește ca să se spună adevăr. De pădurile tropicale din Giurgiu, care se află la adâncime mare, și când au săpat, au găsit trunchi de copaci aproape intact, și oamenii se încălzesc iarna cu acei copaci care ar trebui să fie patrimoniu UNESCO. Deci, mondial, copaci uh, luxurianți într o junglă, de gen de junglă, un fel de sequoia, uriași, gigantici care vârfurile lor, la suprafață, sunt zeci de metri în adâncime, oamenii deja ajung, îl sapă, taie din copaci aceia milenari de mii de ani care stau îngropați în nisip. Deci aceste, această istorie teribilă de care să știe toți istoricii de bun simț o cunosc. Chiar dacă avem noi impresia că Goia nu știe care e adevărul. Știe foarte bine, dar oameni care sunt plătiți să... Boia, pardon. Care sunt plătiți să să, asta e ideea, sunt plătiți să ascund adevărul pentru că deranjează anumite personalități. Ce înseamnă muntele? De ce vorbim despre asta? Pentru că l-am trăit. Așa, ca să terminăm cu Caransebeșu. Și am văzut acolo, am văzut morminte, morminte ale unor creștini, Urminte normale, ca și acum. Cu simbolul nomocrismonul, acela care am vechime și pește Iis, Ihtios, care reprezintă Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, din greacă, inițiale asta reprezintă la Ihtios. Apoi, nomocrismonul cu acel cu Iisus Hristos, Alfa și Omega, care se știe și acum și în toate crucile romane vechi erau aceste simboluri, erau și aici, nicio problemă. <coughs> erau îngropați, morminte naturale și alături, morminte mai bogate, mai ample, mai sofisticate, tot ortodoxe, tot cruce normală, la capul lor, numai că înăuntru erau urne. Deci nobilii erau incinerați. Nobilii, adică încă mai existau taraboste și pe aceea, în perioada anilor 1000, erau incinerați creștini după tradiția dacică care nu se întrerupsese nici până atunci. Nu era considerat un păcat incinerat, ci din potrivă era apanajul, era tributul nobililor, deci categorii sociale superioare, unde aceia aveau acces la cea... nu că era mai scump, nu era de vorba de asta, era de vorba de dreptul moral, în sensul că prin foc se purifica ultim la rămășiți al vreunui păcat sau vreunui greșeală omului și intra direct în Valhalla. Apropo, Valhalla, Valahia este acel ținut al, al raiului, deci, Valahia este o anagramă a unei zone a fisoniților din Geneză. A, acest, deci, acest ținut a fost, a, despre s-a scris chiar în Geneză, în primul capitol, că era a, înconjurat de patru râuri, a, trecea fisonul, adică Dunărea, fisoniții până în până în anul, eu știu, 5-600 era noastră, încă erau considerați locuitorii de -a dreapta și de-a stânga a râului uh, Danubius, a Dunării, care se spunea, din vechile scrieri, erau încă se mai păstra numai de fison, care, de care îl regăsim în Geneză. Uh, acest ținut erau, deci nordici numesc Valhalla, aceste valahia noastră, acesta este ținutul în care urcă nobilii sau luptători sau războinici cei drepți direct în acest ținut al drepților, al strămoșilor, al blajinilor, în altă parte se spune, al rohmanilor sau brahmanilor cum era la început, al insulei leuce sau insula fericiților, insula albă, undeva cetatea albă, cum a avut și Ștefan ce Mare, dar unii, unii spun că este o reminiscență a materializării din partea, că în spate e ceva și nematerial, dar partea materială se află unde e acum insula Șerpilor, că, curgând unde în partea aceea, era un, un, este un fluviu subteran mult mai mare și este un fluviu spiritual, când pui, de exemplu, pomana sâmbătă a moților și pui uh, acea pomană să pună niște colaci cu lumânări, se punea pe apă să plutească. Să apăra imediat, dacă rugăciunea era primită, o ceață, intra pomana aceea în ceață plutind și indienea aceeași tradiție se... deci, și apoi dispărea în partea altă, nu mai găseai nimic. Deci se ducea direct în lumea fericiților unde se află, se afla și se află, bineînțeles că e veșnică, asta, cetatea cu cele nouă porți, cu cele nouă clopote, cunoscând cetatea regelui Ioan, care e nemuritor. Regele Ioan, despre el este o altă tradiție cu judeful rătăcitor sau Ioan Evanghelistul care uh, s-a spus de către Mântuitor că nu va muri și este o tradiție că el nu a murit în insula Patmos, și, ci, ci este, trăiește ca spirit și va trebui și el să primească această moarte, precum toți au murit și Hristos și mai ca Domnului, chiar și Enoch și Ilie trebuie să vină să-și uh, depună o bolu, adică să treacă prin moarte ca să rălăbânească corpul ceresc, înainte de judecată, de apoi. Aceste taine sunt foarte, foarte. Uh, sunt paradoxale, dar aparțin unei alte zone a spiritualității, a unor axiome duhovnicești, uh, în fața cărora nimeni, indiferent de religia lui, nu le poate contesta, fiindcă toți le știu, le simt dacă cumva au ajuns la un nivel în care ei pot percepe adevărul ei primesc confirmarea acestei realități dar dacă aparțin alte religii nu au curajul să, să recunoască așa cum și rabinii, majoritatea știu cine este Mesia și Hristos dar nu au curajul să recunoască acest lucru pentru care însemna o, o nenorocire pentru ei și pentru comunitate acum revenind, muntele unde am fost noi și n-am făcut că tot n-am terminat, vedeți, subiectul este amplu, nici n-am trecut de introducere, trebuie să vă spun de ce am făcut noi liturgia liturghia de la Sfinx, cine am fost acolo, de când ne-am pregătit pentru acest lucru, Pregătirea era și fizică, și spirituală, și de detoxifiere, și de parazitare, care v-am spus, paraziții, care sunt paraziți eterici, Trebuie să scap de ei ca să ajungi acolo, să poți să evoluezi. Muntele îi selectează copiii, nu uita niciodată, muntele, ca icoană și ca spirit al Dumnezeu Tatăl, îi selectează copiii care ajung acolo și care primesc, eu știu, confirmări, misiuni, nimeni nu, este, nu mai este de capul lui. Nimeni. Iar acest munte este în fiecare dintre noi. Axis mundi, e muntele Meru, e cel care face legătura între cer și pământ. Odată ce pleca din munte, muntele rămâne în tine și tu ești copil al muntelui. Nu mai poți să ieși din această direcție, această lume, această paradigmă. Tu, din clipa aceea, tu să răspândești lumina și adevărul în lume, pentru că tu nu-ți mai aparții ci tu aparții cerului, fiindcă și Hristos a spus, voi nu, eu nu sunt împărăția aceasta și voi sunteți, nu mă rog, nici spune Părinte Sfinte, nu pentru lume mă rog, ci doar pentru cei pe care mi-ai trimis. Toți trecem pe acest pasaj, foarte important, doar pentru cei pe care mi-ai trimis. Iar acești care sunt copii luminii sau copiii muntelui, sunt cei care trebuie să răspândească adevărul în lume indiferent de aparentele piedici care sunt decât oportunități, nimic mai mult. Cu, acest, cu această ocazie vă mulțumesc tuturor care a fost alături de noi, tuturor care fizic sau nu neapărat fizic a fost alături și ne-ați ajutat, ne-ați sprijinit, ne-ați înțeles. A înțelege de nostru este cel mai mare ajutor posibil, pentru că Dumnezeu lucrează prin fiecare, indiferent de distanțe, dacă suntem în altă țară sau în alt loc, să știți că muntele este în fiecare din noi. Nu uitați niciodată! Aici este acasă, acest munte, acest simbol care transcende religiile, confesiunile, credințele, filozofiile. Simbolul este unic Dumnezeu Tatăl. Cu această ocazie vă mulțumesc din nou și vă, vă promit și vă confirm faptul că drumul nostru abia a început. Și așteptăm pe toți, la timpul potrivit pentru fiecare, momentul trezirii ajunge diferit la fiecare dintre noi, îi așteptăm să înțeleagă, dacă nu înțeleg, să nu hulească, să aibă răbdare, să înțeleagă cu timpul și, bineînțeles, drumul este unul singur, nici se va alătura la un moment dat. Vă mulțumesc tuturor și bună seară!